Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată cuvântul lui Dumnezeu dat poporului român din anii 1955-1957. Prorocia indianului Sundar Singh, 1955. Începutul cuvântului coborât din cer prin Sfânta Virginia, trâmbița Domnului. Pace vouă, Hristos a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Eu sunt Domnul Iisus Hristos, nu sunt în trup, ci sunt în duh. Coborât-o m-am cu duhul pe pământ ca să-mi culeg un popor și să-i vorbesc tainele cele pentru vremea aceasta. Eu sunt cuvântul lui Dumnezeu și am venit să vorbesc pe pământ, să-mi găsesc calea celei de-a doua arătări, așa precum este scris în cartea mea. Nu acest trup sunt eu. Aceasta este o trâmbiță din care eu trâmbițez în vremea aceasta ca să vestesc peste voi toate câte vor fi în zilele ce vin. Praznicul învierii Domnului, anul 1955, Israel nou din poporul român. O, puișorii mei, m-am înălțat la Tatăl după patima mea, iar acum m-am pogorât pe pământ, nevăzut de nimeni, pentru a-mi pregăti acest vas ales de mine, dar neputincios, și prin el să-mi pregătesc un popor sfânt ca să-mi gătească mie calea ca să vin într-o judecată. Puișorii mei cei fricoși, nu vă îndoiți de glasul meu și credeți cuvintelor mele prin această gură neputincioasă, că vreau să vă nasc din nou din duh, nu vă temeți. Vă voi ocroti, vă voi crește cu lapte că sunteți mici. Vă voi lua sub aripile mele, cum ia cloșca puii de iapără de uliu, căci mulți dușmani veți avea. Măi, puișorii mei, misiunea mea de la Tatăl este să-mi cresc un popor nou, un Israel nou, un poporul român, căci poporul ales de mine în trecut s-a stricat de tot. Pentru asta am venit în lume, am venit să-mi aleg din lume niște mielușei blânzi și ascultători să-i pot hrăni cu hrană cerească. 14 iunie 1955. Cei rătăciți de Biserica creștin-ortodoxă nu cinstesc pe Maica Domnului. O, copilașii mei cei mitite, azi pe pământ e mare praznic și e sărbătoare mare în cer. Toate puterile cerești se închină înaintea Maicii mele, toți o venerează ca pe o împărăteasă a cerului. Numai cei de pe pământ îndemnați de Satana o necinstești și o huiduiesc. S-au mulțit sectele, poporule mic, sectele care o hulesc pe Maica mea. O, cum să-i mai rap pe acești antichriști care aruncă cu săgeți în Maica mea. Mie îmi zic Domnul Iisus, mă fac domn, dar pe Maica mea o batjocoresc. O, fiilor, vă mărturisesc că aceștia nu vor avea iertare în veci. Fiilor, vă las poruncă sfântă, așa cum o cinstiți pe mama voastră care v-a născut și v-a crescut. Mai presus o cinstiți pe Maica mea. Maica mea este legătura între creștinii curați și mine. Pe Maica mea, ca un fiu ascultător, o ascult. Și de n-ar fi fost Maica mea să se roage pentru acest pământ, de mult era pedepsită lumea. Astăzi au venit la cer 300 de adventioți și stau la poarta raiului, dar nu-i primesc, nu-i cunosc. 2-15 august 1955. În orice vreme Irod l-a prigonit pe Domnul. O, poporul meu, m-am născut acum 2000 de ani într-o iesle săracă, în staulul boilor, pentru a crește ca om, ca să nu mă știe Satana că am venit să mântui pe om. Irod s-a mâniat și a venit să mă omoare și în orbirea lui a ucis 14.000 de prunci. O, cum e rea să-mi ia zilele mele când eu sunt stăpânul zilelor și al nopților, când eu sunt stăpânul vieții. Măi, copii, florile mele, astăzi sunt mult mai mult ca atunci căutat de alții roz. Cezarul, capul irozilor, mă caută prin servicii antichriști să-mi ia viața, dar cel mai mult mă doare ca mulți irozi în biserica mea, dintre slujitorii altarului meu ce sfânt, și aceștia mă caută. Acela din trecut nu m-a găsit pentru că m-a acoperit Tatăl, dar aceștia care stau în biserica mea mă înjunghe mereu cu faptele lor și sunt destui și slujesc Cezarului. Ei vor rămâne rușinați că eu ce-am de împlinit voi împlini, chiar de voi rămâne fără slujitorii altarelor. 12-25 decembrie 1955. Fără de legile lumii păcătoase înlăcrimează pe Dumnezeu. Iată florile mele, acum vin și vă cântă sfintele mironosițe, sfinții mucenici, cetele îngerești, sfintele fecioare martire, măi copii, măi copii cu suflet plin de bucurii.
Mai florile mele, mă bucur și eu de voi și de bucuria voastră, căci în această noapte a urgiilor și a destrăbălărilor numai voi m-ați bucurat. O, stau și plâng că e plin pământul de păcate grele ce s-au făcut în această noapte, de sfrânări mai rău ca în Sodoma și Gomora, beții, crime, avorturi. Nu mă pot uita pe pământul meu, nu mă pot uita de groaza fără de legilor. Trupul a pus cu desăvârșire stăpânire pe suflet, căci un trup desfrânat și îmbuibat e un suflet mort. Iubiților, mâncarea și neînfrânarea l-au scos pe omul Adam din Eden, mâncarea și neascultarea și desfrânarea vor umple iadul. 1956. Crucea, semnul creștinilor și pază în primejdii. Neblândețea păstorilor și propășirea lupilor între ei. Copilașii mei, fiți atenți că lupul a început să-și arate colții și să sfâșie cu ei oaia mea cea blândă și neajutorată. Păstorule, păstorule care ai ridicat ciomagul asupra mielului, vrei să-l zdrobești? Ce vină are vasul meu dacă îți arată păcatul greu? Nu vrei să primești sfatul meu pentru îndreptarea ta, o greu și amar de viața ta? Copilașii mei, fiți atenți că se vor arăta printre voi proroși mincinoși care se închină pântecelui, nu mie. Cunoașteți-i, tată, și alungați din bisericuța mea și din lucrarea mea. Nu lăsa păstorul să sfâșie hăinuța ta, că nu are cine ți-o repara. 1957. Prorocie despre România, țara noului Ierusalim. Fragment din cuvântul Domnului prin Sfânta Virginia în vremea ei din închisoare. Scris de către doctorul indian Singvrei. Această prorocie a circulat cu tot întregul ei mulți ani de atunci sub numele de prorocia indianului Sundar Singh. Fericită țară și fericit poporul și fericiți sunt toți nemuritorii care trăiesc prin poporul român, că se vor bucura cu toții de mila lui Dumnezeu pentru poporul român care a vrut bunul Dumnezeu să-l aleagă dintre popoare, poporul cel mai umilit, crunt încercat de vitregia celor puternici, exploatat, amenințat, invadat, torturat, vândut și cumpărat la fiecare război. Pildă de asemănare a unui popor primitor în care din aproape fiecare neam i s-a putut alătura și viețui, înfățișând măreție plăcută și fiind făcut ca să fie pildă de contopire universală într-un singur popor, cu o dreaptă și sfântă credință, fiind cel mai ridicat popor din lume spre a oferi găzduire tuturor popoarelor de pe fața pământului. Așa cum a ales Mântuitorul pe iubiții săi apostoli din Galileea, cea mai de seamă provincie din acea vreme, cu cea mai dârză credință care strălucește în adevăr și azi, așa a ales poporul român și țara română ca să fie altar de viață pilduitoare, iar poporul român popor de jertfă mântuitoare pus în slujba mântuirii tuturor. 11-24 aprilie 1957. Poporul Domnului să iasă din lume și să se sfințească, Domnul Învățătorul vorbind în pilde și îndemnând la veghe și la ascultare. Treziți-vă, pace vouă! Iată, m-am pogorât la voi, copilașii mei, dar nu m-am pogorât în trup ca altădată, ci m-am pogorât în duh. Nu am venit la voi să caut ale voastre, și am venit să caut suflete. M-am pogorât în rug ca să-i vorbesc poporului meu, iată, am venit și vă grăiesc, ca să nu aveți parte de durerea care vă paște. Întăriți-vă în credință, mei copii, în credință, nu haine scumpe. Ferice de ochii ce nu văd și cred, ci vai de cei ce văd, aud și nu cred. O lume, acum nu mă cunoști, dar vine ziua în care vei cunoaște toate, că iată ce a făcut Tatăl ca să vorbească într-o mână de țărână. Am venit din nou pe pământ ca să vindec o loc din pat. Iată, mei copii, este în fața voastră acest trup. Mort a fost și l-am înviat, bolnav a fost și l-am vindecat. O, copiii mei, să nu uitați, semnul Sfintei Cruci este simbolul biruinței. Crucea nu este lemn de înjosire, cum spun sectanții. Crucea este armă de temut în contra diavolului. Nu vă luați după sectanți ca să batjocoriți crucea, ci închinați-vă ei, că sângele meu a sfințit-o. Jertfa mea pe această cruce ți-a adus mântuire ție, suflete. Vedeți, măi, meseriașii mei, cărăușii mei, că Sfânta Cruce pe care a spus-o azi la locul ei v-a făcut nevăzuți de dușmanii voștri și ai mei. Tot așa
vă va păzi să fiți nevăzuți în drumul vostru înapoi. 25 ianuarie, 7 februarie 1956. Haina nunții este neprihănirea. Copiii mei, am ținut să reînnoiesc nunta din Cana Galilei și să vă arăt taina nunții creștine. Nunta creștină este o mare taină a bisericii mele. De aceea vă zic vouă, de nu veți fi curați și cu haină de mireasă îmbrăcați, nu veți sta la masă cu mine în ziua nunții mele, în ziua venirii mele. Haina de nuntă arată viața voastră curată. Trebuie să fiți neprihăniți ca miei ca să aveți parte de nunta cea mare. Fiilor, nu vă îngrijorați ce veți pune pe masă la atât puhoi de creștini. Aveți încredere așa cum a avut maica mea acum 2000 de ani, când am fost poftiți la nunta ucenicului meu, căci le-am înmulțit vinul și nu le-am făcut nașul de rușine. Ai tu, nașule, și tu, socrule, să aveți încredere că nimeni nu va pleca nemâncat de la această nuntă. Iată, mireasa de azi nu a văzut omul decât la picioare, căci nu și-a ridicat capul din pământ. Am venit la această nuntă cu 5 proroci și va rămâne mărturie, căci că aceasta nu a mai fost și nici nu va mai fi. Am adus un îngeraș cu un ciocănel și a spart toate becurile de la Policandru și a pus lumânări de ceară curată. Fiți atenți, copiii mei, să nu dați darul miresei și mirelui, ci e măicuța Domnului care adună darurile voastre. Păstrați nunta neîntinată ca să vă bag la masa nunții mele. 18 iunie 1 iulie 1956, România, Muntele Sionului, ocrotită de Maica Domnului. Copilașii mei iubiți și trudiți, vă plac aceste plaiuri? Vă plac acești munți? Parcă ar fi munții Sionului. O, țărișoară mică, dar frumoasă, țărișoară împilată, maica mea te-a ales să fii grădina sa și de aceea te voi pieptăna de toată mătreața ta. O, Românie, Românie, care ești plină de bogăție, am să te scutur și am să fac curat în tine pentru că am multe moaște de sfinți în vatra ta. 2-15 august 1956, nelipsirea de la Sfânta Liturghie. Mai copilașii mei, trebuie să închei ca să vă odihniți și să puteți lua parte la Sfânta Liturghie. Târâși grăpiți să nu lipsiți de la această taină. O, tată, m-am jertfit pentru voi să stau pe Sfânta Masă ca să vă hrănesc pe voi, cum trupul moare fără hrană și sufletul moare fără mană. 8-21 septembrie 1956. Nu cu doctorii lumești, ci cu doctorii cerești. Căutați, copiii mei, cât mai este. Nu căutați la vas, ci căutați la duh. Fraților, ați uitat calea bisericii. O, fraților, de ce faceți așa, copiii mei? Iată, bisericile sunt goale, iar cârciumile sunt pline. Deschideți inimile voastre, dați slavă lui Dumnezeu. Cântați, dați slavă din toate mădularele voastre, fraților. Dacă și cuvintele mele sunt de la dracul, atunci credința voastră de unde este? Dacă și cuvintele mele duc la iad, atunci faptele și necredința voastră unde duc? N-am venit să vă rătăcesc, ci am venit să sufăr spini. Am venit după oaia cea rătăcită. O, nu mai este dragoste între voi, a pierit de tot. De ce, fiilor, v-ați răcit? Nu știți că dragostea acoperă totul? Nu puneți vin nou în vase vechi, mărturisiți-vă din nou, iată faptele voastre au sosit sus, nu fiți ca lemnele ce se pun pe foc. Am venit și am găsit pământul plin de avorturi, de înjurături. O, asta am găsit, piere ceva, piere un copil, piere o viață. Măi, fraților, câtă tristețe este în cer de aceste fapte urâte ce le faceți. Mă înjurați pe mine și lucrurile cele sfinte. Fraților, înmulțiți faptele cele bune, la voi fapte bune n-am găsit. Unde este chipul meu? S-a făcut Satana stăpân pe el, s-a umplut pământul de răutăți, iată, am vestit că vine focul și voi ce ziceți, că nu? Am venit în trup și m-ați răstignit, am venit în duh și vă arăt și vă chem și vă spun să credeți în mine. Iată ce vă spun, ieșiți din această lume, din fără de legile ei, adică mândrie, beție, curvie, minciună, ieșiți din Babilonul acestei lumi. O, iată, un îngeraș a aruncat o piatră în mare și cum se duce, așa va fi aruncată în foc această Babilonie. Pe vatra românească sunt trupurile sfinților, că de mult ar fi fost împărțită România, dar trupurile lor fiind în vatra României, maica mea,
s-a rugat să vă ocrotescă, de nu s-ar fi rugat de mult, v-ar fi lăsat în bătaia vânturilor. Tatăl meu s-a îmbrăcat în fiul într-o haină urâtă, zrențuloasă, și s-a dus la un bogat și a cerut milă, și acesta i-a zis, mergi la muncă, de ce ești puturos? Și iată ce a făcut tatăl, s-a îmbrăcat într-o haină luxoasă și s-a dus iarăși la bogat. Când l-a văzut, l-a poftit la masă, pe cine a primit acest bogat? O, dacă n-ar fi sărași pe pământ, nu ar mai fi nimeni în rai. Fiilor, iată ce vă întreb, credeți voi în post, în biserică, în rugăciune, în Sfânta Treime, în cruce, credeți? Da, Doamne. Atunci de ce nu le folosiți? Folosiți-le, măi copii. Iată ce vă întreb, credeți în cârciumă, în descântece, în vrăjitorii, în desfrâu și în celelalte răutăți ale lui Satan, credeți? Nu, Doamne. Atunci de ce le faceți? De ce vă duceți după ele? Iată ce vă spun. M-am dus într-un salon de dans și am găsit un drag dormind. Nu mai avea de lucru cu nimeni, că erau toți ai lui. Iată, m-am dus și într-o biserică și de la ușă până la altar erau mulțime de dragi cu toate răutățile, cu vrăjmășie, cu mândrie, chefuire, gânduri de desfrânare, tutun. Am găsit și preotul fumând în altar, dar voi, copii, nu judecați. Care cine să-i judece, măi copiii mei? N-am venit să strig și să vă spun minciuni. Am venit să vă spun să vă iubiți unii pe ceilalți. O, tatăl se uită la voi și nu găsește între voi suflete plăcute să împlinească locul în împărăția cerurilor. Iată, locuri le așteaptă și nu are cine să le ocupe. Iată, un creștin zice că nu poate să nu mănânce carne. Iată, fraților, am venit să arunc un foc pe pământ. Se vor răscula doi împotriva a trei, rugați-vă să aveți înțelepciune. Se ridică tatăl împotriva fiului, soacra împotriva nurorii, mama împotriva fiicei, duhul rău. Duhul lui Satan, unde se duce, nu mai este iubire, nu mai este Dumnezeu, ci cel rău face vrajbă, necaz și dezbinare. Iată, măi copii, în mijlocul vostru a venit Domnul Iisus Hristos. Și se uită în stânga și în dreapta și nu a venit singur, a venit cu cei 12 apostoli. Se uită la greu că a crescut și neghină și pălămidă, îi zice un apostol, să smulgem neghina, Doamne. Dar Domnul zice, lăsați să crească mare, ca nu cumva când smulgeți neghina, să smulgeți și grâul. Lăsați-l la seceriș, că atunci grâul se va pune în hambare și neghina se va pune pe foc. Măi copii, un sfert este grâu și trei părți este neghină. În țarină a fost semănătură bună și a semănat și dracul neghina. În țarină au fost izvoare bune și s-au făcut izvoarea mare, care e țărâna. Izvorul cel bun este biserica, izvorul rău este cârciuma, iar neghina oamenii răi. Cine a făcut aceste izvoare amare? Dracul. Voi nu știți ce se pregătește. Ochi aveți și nu vedeți, urechi aveți și nu auziți ce se pregătește pentru voi. Eu nu mă tem, că sunt în duh și zbor sus, dar mi-e milă de vasul meu. Plânge, maica mea, pentru că te rogi cu capul descoperit. Vai de femeia care își retează părul, că a făcut dracul cuib în el. Pentru ce necinstiți capul? Că necinstită va fi în fața lui Dumnezeu femeia care este cu capul descoperit. Să-și radă părul ei ca să-i fie rușine dacă vrea să umble așa. Nu fiți rugi care înțeapă. Iată, eu m-am pogorât într-un rug, nu m-am pogorât într-un vas scump, frumos, luminos, ci într-un vas putrezit de suferință, într-un vas de gunoi neprețuit nici de cel învățat, nici de cel bogat. Ci la un pai m-am pogorât, pentru cel mai judecat. Eu și azi vindec bolnavi, orbi, ologi. Nu prețuiți vasul meu, măi copii, ci darul. Voi însă prețuiți vasele din marmură, nu pe cele de lut. Cine-L iubește pe Dumnezeu, iubește și vasul meu, dar voi urâți vasul meu. Tatăl iubește pe Fiul și Fiul iubește pe Tatăl și vasul și Duhul vin de la Sfânta Treime. O, vine o foamete și nu vei putea să trăiești fără Dumnezeu. Vine secetă și foamete de cuvântul lui Dumnezeu. Iată, pe cel ce vrea să se căsătorească, nu-l opriți. Pe cel ce nu vrea, nu-l obligați, ca să nu fiți judecați, căci căsătoria va merge până la judecată, până la sfârșit. 1, 14 mai 1957. Prieteni, ne oprim aici, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei, pe curând!